am ales. Orice zi îmi fac sărbătoare, numai tu m-ai înțeles. Mă trezesc cu chef de viață, cum nu m-am trezit de mult. Cu tine merg doar în față, fără vreun regret trecut. Aș colinda lumea, știu că aș fi fericit. Oftea săruta într-una, lângă tine sunt plinit. Oricine, orice ar spune, nu ne va lua dragostea. Mulți ani or să se adune, cu tine în dreapta mea. Frumos, doamnelor și domnilor, prietenul nostru Alex Constantin împreună cu domnul Poche. Bună ziua! Bine ați venit! Foarte frumos! Care-i treaba? Deci nu știam, adică sunteți doi, pe fiecare pe șoseaua lui, doi profesioniști, pe el l-am auzit de la imnul național până la arii de operă, dar pe partea asta nu te dezvoltasești. Nu m-ați auzit, da, păi tocmai asta e și ideea. Pentru un asemenea tată, Nicu Gigantul, îl pupăm pe Nicu, că știu că ne urmărește. Te salutăm, tată, și îți mulțumim pentru aprecieri și pentru susținere. Da? Da, tocmai de asta am și făcut această, acest amestec de stiluri. Piesa ca și caracter este așa, de la macedonească, da, prin mai multe... Dai că tu ce a zis? Tata a zis, băi, foarte ok, foarte bine, se știe cu da. De mai mult timp. Emil, la rândul lui, mi-a propus această piesă și am fost la studio, am ascultat-o și am făcut, am vrut să aduc o pată de culoare în viața mea, cât... Se vede, uitați-vă la edita, mai pată de culoare, exact, nu? Da. Bine, el nu mai e o pată de culoare mare, el a fost o pată de culoare foarte mare, el, dar de vreo 10 ani, de când a luat măsuri, a slăbit și se ține, da. Asta, da. Foarte frumos. Deci o pată de culoare, da? În viața mea artistică, cât și pentru publicul larg, pentru că mulți nu știau și mă asociau doar cu anumite lucruri pe care le-am adus în discuție, dar eu sunt muzician ca și formare și pot aborda mai multe stiluri și genuri. La petrecere, chemați băiatul la petrecere. Aș vrea să știu al cui ăsta micul de aici, că te-am văzut, salut. Al cui, al tău? Trebuie o secundă, deci ăsta e băiatul tău. Și băiatul tău are un băiat. Nu, are o fetiță și el. Aha. Sofia. Adică tu ești... Stai o secundă. Deci tu, Poche, ești bunic? Da. Ce oameni, maică, domnule. Câți ani ai, Poche? 44. Foarte așa tare. Așa este la etnia noastră, așa este, știți. Foarte bine. Dar am înțeles. Este băiatul verișoarele mele. Deci băiatul verișoare. Ia zi ceva, bărbate. Salut. Ești emoționat un pic, nu? Da? Lipatic cu pianul, da? Premiant. Bravo, iubitule, să crești mare, nu te chinuiesc acum. Să crești mare și să te mai invit la emisiune. Lui este la dumneavoastră. Da? Hai că ai spart gheața, o să fie bine. Deci suntem o familie aici, băiatul. Tu ești slab de informație, n-a trebuit să lucrezi pentru asta, nu? Numai tai că tu... M-am menținut. Da. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult lui Alex Constantin și lui Emil Poche. Știți foarte bine, așchia nu sare departe de trunchi.
Că seamănă cu taică, și amândoi sunt atât de înalți. Apoi nu se face, nu? Normal. Nu vedeți? Aici familie, acolo dar familie. Se moștenește, nu? Așa este. O piesă foarte frumoasă pe care vă o recomandăm. Le mulțumim artiștilor și îi mai așteptăm alături de noi cu treabă. Cea mai mare plăcere lor. Foarte frumos. Super sigur, piesă. Sigur. Bravo, mulțumesc, Alex. Mersi. Să okay, trăiască nenea Nicu. Pupăm. Ce a făcut băiatul? Publicitate, ne întoarcem.